Bună, sunt Denis și vă prezint o nouă poveste originală de pe canalul meu, Lumina Povesteilor. Natalia și Olga râdeau vesel, discutând despre băieții din satul lor. Răsetele lor se auzeau în toată gară, iar Marina, cu capul plecat trist, tăcea. În mâinile ei era o carte poștală în formă de inimioară, pe care o primise cândva de la Victor de Ziua Îndrăgostiților, și aceasta era singura amintire bună care îi mai rămăsese despre el. Observând tristețea pe chipul Marinei, Natalia i-a luat mâna și a spus în șoaptă: Hai, lasă, ne însoțești la școală sau la un serviciu funerar. Spune și tu la fel, a răspuns Marina, scuturând din umeri. Vă continuați studiile, aveți al doilea an în față. Sper că veți deveni medici buni. Natalia a izbucnit în râs, iar apoi și Olga a făcut același lucru. Ce s-a întâmplat? Am spus ceva greșit. A întrebat Marina, fără tristețe. Nu, totul e în regulă, a răspuns Olga. Și în ceea ce privește serviciul funerar, Natalia are dreptate, ne luăm rămas bun de la o altă vacanță. Dar nu te întrista, ai în față și tu studii, și nu contează că ai fost nevoită să te înscrii la o secție mai grea. Olga, te rog, am implorat-o, a cerut Marina. Gata, gata, am înțeles, nu mai insist, și-a agitat mâinile prietena. Dar ai refuzat în zadar banii, s-ar fi putut scuti de sarcină și de orice probleme, iar acum va trebui să crești singură copilul când se va naște. Nu-i rușine lui Victor că te-a lăsat pe tine, o frumusețe ca tine. Încetează, Olga, mie deja greață, a repetat rugămintea Marina și nu mai vreau să discutăm despre asta. Marina, într-adevăr, încerca să uite ziua în care l-a cunoscut pe Victor. La început, el se purta cu dragoste față de ea, îi dăruia flori, o răsfață frumos, dar când a aflat că ea este însărcinată, a decis să o părăsească. Se pare că toți băieții bogați se poartă așa, nu vor să-și asume responsabilitatea și dispar treptat. A fost nevoită să se transfere la o secție de învățământ de bază a Institutului Pedagogic, pentru că acolo erau conflicte constante cu profesorii, care o critica mereu pentru imprudența ei și o criticau în orice fel posibil, încercând să o lovească în punctul sensibil. Aceste circunstanțe o deprimau foarte mult pe Marina, iar ea mergea din ce în ce mai des într-o stare de tristețe. Așa că acum, respectând dorința prietenelor sale de a merge la studii într-un mare oraș, ea nu a putut exprima nici măcar o picătură de bucurie. În cele din urmă, autobuzul a ajuns la peron. Prietenele trebuiau să călătorească trei ore până la destinație, deoarece în orașul raional nu era posibil să obțină o educație superioară, așa că trebuiau să depășească distanțe mari pentru un viitor luminos. Marina le-a îmbrățișat pe fiecare pe rând, apoi le-a urmărit cum se așează la locurile lor în autobuz. După anunțul împarcării, ușile autobuzului s-au închis, acesta a pornit și a făcut un zgomot înfiorător în timp ce pleca de pe loc. Marina s-a îndepărtat puțin pentru a nu respira gazele de eșapament, iar prietenele i-au salutat din fereastră, iar ea le-a trimis un sărut în aer, iar autobuzul a dispărut grațios într-o cotitură. În apropierea autogării se afla gara de cale ferată, iar puțin mai departe piața organizată. Marina a decis să meargă acolo pentru a-și cumpăra o rochie largă, deoarece burtica începuse să crească și trebuia să o ascundă cumva. Trecând pe lângă clădirea gării, fata a observat agitația. Oamenii se grăbeau în treburile lor, fără să observe pe nimeni din jur. Unii veneau și erau întâmpinați cu bucurie, în timp ce alții, din potrivă, plecau. Și oamenii dragi nu-și ascundeau emoțiile, însoțindu-i în călătoria lor lungă. A fost interesant să urmărești cum gara de cale ferată se umple și imediat se golește. Dar doar pentru o clipă, pentru a prin sub acoperișul său, iarăși oaspeți și simpli trecători. Și în acel moment, Marina l-a văzut pe un băiat lângă tren. Stătea cu mâna întinsă și cerea bani. După înfățișare, nu era mai în vârstă decât ea, dar cât de incomod îi era să ceară ajutor de la oameni. Marina a simțit o rușine, de parcă ar fi fost ea acolo și strângea bani. Împreună cu asta, băiatul nu încerca să -i enerveze pe trecători. Nu se repezea la ei și nu i-a pucat de mânecă să-i facă mai generoși. Din potrivă, stătea calm și spunea că are nevoie de bani pentru un bilet. Neputând să mai privească cum se umilește, Marina s-a hotărât să se apropie de el și să-l ajute. Colecta de bani nu dădea rezultatele dorite. Mulți oameni treceau pur și simplu pe lângă, iar unii își făceau semnul cel mare în frunte. Se pare că nimeni nu voia să se îngrijoreze de problema lui. Tuturor le era indiferent de ce motiv băiatul se afla în această situație, de ce nu-și putea cumpăra singur un bilet. Salut, a salutat Marina cu grijă. Salut, a răspuns băiatul la fel de rezervat. Ia, ia banii pentru bilet. Întinzându-i bannotele și fonate, Marina și-a plecat capul. Mulțumesc, dar probabil ai nevoie și tu mai mult de ei, a vrut să refuze străinul. Nu, totul e în regulă, mai am și eu puțin. Apropo, eu sunt Marina, iar tu cum te numești? Nicolae, a răspuns băiatul. Și îți mulțumesc din nou pentru ajutor. Aleargă să-ți cumperi biletul cât mai repede, altfel trenul pleacă fără tine, a spus fata veselă. Nicolae s-a îndepărtat într-un salt și a alergat spre gară, iar Marina a rămas să-i păzească geanta. Ce era în ea nu se putea înțelege și nici nu era în principiile ei să sape în lucrurile străine. Trenul a început să miorlăie și părea că se pregătește să plece. Băiatul a ajuns în ultimul moment și au mers împreună spre ușa deschisă a vagonului. Nicolae i-a dat însoțitoarei biletul mult dorit, dar aceasta l-a privit de sus și a spus, uite altul, acum tot felul de vagabonzi își dau târcoale. Înumezi întregul vagon și apoi va trebui să te cureți și să aerisești. Asta era deja culmea obrazului și Marina chiar a vrut să se certe cu ea, dar timpul se scurgea și era necesar să rezolve problema cât mai curând posibil. Atunci a scos din buzunar ultimii 300 de ruble. Ia, nu am mai mult, dar puneți acest băiat în tren. luându banii, conductorul a mormăit și imediat l-a împins pe Nicolae în vagon. Băiatul a intrat în tambur cu viteză, dar a apucat să se uite afară și să-și facă semn cu mâna către Marina. Fata a observat că plângea și și-ar fi dorit să izbucnească în plâns și ea își controla emoțiile și și-a ridicat și a mâna și a făcut semn, iar apoi a auzit, mulțumesc, cu siguranță îți voi returna totul, a strigat Nicolae, în timp ce trenul își făcea drumul cu sunetele roților tuk-tuk, tuk-tuk și îl ducea pe băiat din acel oraș în locul unde se grăbea atât de mult. Marina a clătinat doar din cap în semn de negare. Nu se aștepta ca Nicolae să-i returneze vreodată banii, pentru că s-au întâlnit întâmplător pe acea gară, nu se înțelegea ce făcea el acolo și, în general, nu era timp să întrebe, mai ales că băiatul se grăbea. Și așa s-a întâmplat o întâlnire ușoară, când nimeni nu le era dator nimic și niciunul nu datora nimic celuilalt. Banii pe care ea i-a dat lui erau ultimii și acum Marina trebuia să meargă pe jos până la sat. Norocul ei era că se afla la trei kilometri de centrul raional și pe măsură ce mergea, medita asupra modului în care a ajuns în această situație. Marina a crescut într-o familie săracă, tatăl ei a suferit un accident la fabrică și și-a pierdut piciorul drept până la genunchi. I s-a acordat o pensie de invaliditate și, în esență, mama a devenit singura susținătoare a familiei. Ea lucra aproape 24 de ore pe zi la fermă pentru a-și întreține familia. Pensia tatălui era modestă și doar permitea privilegii la plata utilităților și reducere la transportul public. Mama depunea toate eforturile pentru a-i ajuta pe Marina, spunea ea însă și că nu vrea aceeași soartă pentru ea. Planul ei era să-i ofere Marinei o educație, să o pună pe picioare și să o trimită în marele oraș. Într-o seară, când stăteau la cină, mama spunea cu întristare, draga mea, nu-ți este locul în sat, eu încă înțeleg, m-am obișnuit cu acest mod de viață, dar tu trebuie să trăiești mai bine, iar acum cel mai important este să obții o educație superioară, aceasta îți va asigura un viitor. Această discuție a avut loc înainte de examenele finale la școală și Marina gândea și ea să se mute cât mai curând în oraș. Nu avea de gând să lucreze ca muncitoare la fermă, așa cum făcea mama ei, avea suficiente cunoștințe pentru a continua studiile și a acumula experiență. După ce a fost admisă la Institutul Pedagogic, Marina și-a făcut deja planuri pentru viitor, dar în al doilea an de facultate l-a întâlnit pe Victor și în curând a rămas însărcinată de la el. Totul s-a întâmplat brusc și la început Marina a avut frică să vorbească despre asta mamei, dar apoi i-a mărturisit și i-a sfătuit să nască. Nu se știa ce se va întâmpla mai departe, iar Marina nu știa dacă va putea avea copii. Cu acest gând, Marina a decis să studieze la învățământul cu frecvență redusă. Mai mult decât atât, prietenele ei au susținut această idee, deși învățau la diferite institute, le-a păsat de soarta Marinei. Victor, de la care a rămas însărcinată, s-a dovedit a fi un băiat răsfățat și a renunțat la ea de îndată ce a avut ocazia, mai degrabă a fost decizia părinților decât a lui. Ei au insistat că nu are nevoie de o fată dintr-o familie săracă și i-au găsit o frumusețe dintr-o familie înstărită. Și au sugerat Marinei să uite totul despre asta, chiar i-au oferit bani pentru a scăpa de sarcină, dar fata a refuzat și a părăsit casa lor pentru totdeauna. Provincia nu a avut nevoie de ea. Cu naivitatea și credința ei în iubirea pură, Marina și-a pus o cruce pe viața personală pentru mulți ani. Nu mai avea puterea și dorința de a-și căuta pe cineva deși fiul fermierului bogat i-a făcut curte, a sugerat să se întâlnească și să trăiască împreună, chiar era gata să accepte un copil străin. Dar Marina a trebuit să refuze avansurile lui pentru că era alcoolic și mujic. După asta, oamenii din sat au început să o privească și mai strâmb și înainte nu erau prea generoși cu amabilitatea, iar acum au început și zvonurile în tot satul. Mulți au spus că a umblat și a rămas însărcinată. Și cum să ascunzi acest fapt? fără îndoială, purtica care a crescut în dimensiuni vorbea de la sine. Și nu ajutau nici mustrările mamei. Sătenii nu voiau să audă nimic. Tuturor le-a fost interesant să discute despre fata săracă și să-i spele oasele. La nefericire, nu a trecut nicio mașină. Și Marina a trebuit să meargă pe jos pe drumul către sat. Părea că nimeni din sat nu se grebea. Nu exista agitația care exista pe gara centrului raional. Norocul era că ocazional, pe marginea drumului, apăreau niște scânduri de la copaci tăiați recent. Pe ele Marina se putea așeza și să-și sufletul. În fața ei apărea satul și fata respira ușurată. Dar ce vor spune părinții când află că a dat ultimii bani unui străin? Despre asta Marina nu a avut timp să se gândească, dar a decis că nu o vor certa de îndată ce vor auzi povestea despre salvarea băiatului sărac. Mama, desigur, a primit asta cu calm, dar tatăl a mormăit mult timp. Nu-i poți încredința nimic, dă ultimii bani din casă, a spus el. Și ce te-ai aprins? L-a întrebat mama, cât de mult o ajuți pe fica ta. Nu auzit-o vorbind de mult timp cuvinte bune despre tine. Încetează cu teatrele, altfel voi găsi ce să te ocupi. Tatăl s-a uitat chiorâși la mama, dar nu a continuat să se certe. Se temea de soție pentru că ea era practic capul familiei. Dar dacă vorbim despre perioada în care încă nu era invalid, nu era prea de folos și câștiga ca lăcătuș la fabrică, așa că bărbații au băut o parte din salariu cu el. Pe de altă parte, nu era un alcoolic înrăit și în sat se trata oricum cu respect. Marina i-a mulțumit mamei pentru susținere și a mărturisit că nu ar fi putut acționa altfel. Înțelege, mamă, el cerea bani pentru un bilet, nu pentru distracție. Cine știe ce i s-a întâmplat, poate că a fost jefuit. Ei bine, asta e și problema, fiică, a răspuns îngrijorată și emoționată Olga, de aceea trebuie să ai grijă de tine, să nu te implici cu străini. Și așa ai suferit atât de mult, n-aș vrea să dispar complet. Nu-ți face griji, cu siguranță nu se va întâmpla asta, a răspuns trist Marina și a plecat în camera ei. Se temea atât de mult că părinții o vor certa pentru banii dați, dar s-a dovedit a fi exact invers și dacă nu ar fi fost mormăia la tatălui, se putea spune că a scăpat cu o sperietură ușoară. În sufletul Marinei spera că aci banii au ajutat pe băiat și că a ajuns acasă, dacă într-adevăr se grăbea acolo. Pământul este rotund și orice este posibil, poate că se vor întâlni din nou într-o zi. Cel puțin, acest lucru nu trebuia exclus. De atunci au trecut aproape 10 ani. Marina a absolvit institutul și a lucrat ca învățătoare de câțiva ani. S-a mutat în oraș pentru că nu vedea perspective pentru ea în sat. Mama a continuat să lucreze la fermă, primind în continuare un salariu infim. Tata a murit acum 2 ani. A avut un atac de cord din cauza consumului excesiv de alcool nu a putut să se adapteze la noile realități ale vieții, nu și-a găsit locul și tot timpul era supărat că a devenit invalid. Marina a închiriat un apartament în oraș prin intermediul unei cunoștințe și a locuit acolo împreună cu fiul ei. Ea a născut un băiat pe care l-a numit Anton. Mama i-a cerut să-i dea numele după bunicul lui. Și odată, chiar ea însă și a venit în vizită. Plimbându-se prin apartament, Olga tot spunea: Ești o gospodină foarte harnică. Iată, văd că speli lenjeria așa cum te-am învățat. Și este greu să crezi cât de mult timp a trecut. Încă mă amintesc de fetița mea mică. Mamă, iartă-mă că ne vedem atât de rar. Marina și-a îmbrățișat mama și a început să plângă. Văzând că adulții se îmbrățișează și plân, Anton s-a apropiat de ei și a spus, Mamă, bunica, nu plângeți, totul va fi bine. Marina l-a luat de o mână, iar Olga de cealaltă. Așa au rămas până când s-a auzit fluieratul ceainicului în bucătărie. Destul cu lacrimile, hai să bem ceai cu prăjituri, a comandat Olga și i-a condus pe toți la masă. Tăi în felii egale, le-a așezat pe farfurii. Și în timp ce Anton înfuleca prăjitura cu ambele obraji, Olga s-a apropiat de fica ei și a întrebat în șoaptă, veți continua să locuiți singură. Nu înțeleg în ce sens. A fost surprinsă Marina. Nu sunt singură, am un fiu frumos și ne simțim bine în doi. Nu mă contrazic, a răspuns mama, doar că trebuie să te gândești și la tine. Poate există cineva în vedere, poate un profesor în școală sau așa ceva. Nu, mamă, acolo aproape toate sunt femei, deci profesorii de educație fizică și muncitori sunt bărbați, dar nu este bine să te implici cu ei. Unul se dă cu toată lumea și nu are nimic serios în cap, iar celălalt își aranjează gulerul câteodată, dar directorul nu îl concediază pentru că nu are pe cine angaja. Groaznic! Și unde sunt toți bărbații buni? S-a plâns Olga cu un suspin greu. Ar fi trebuit să rămâi în sat, poate ai fi găsit pe cineva. Vorbești serios. A zâmbit Marina confuză. Exact asta nu-mi doresc. Și în ceea ce privește viața personală, există un bărbat cu care mă întâlnesc uneori. Olga s-a animat imediat și, punând o bucată solidă de prăjitură pe farfuria fiicei, a spus, ei bine, asta e minunat, ar trebui să-l atragi în joc. Mamă, voi decide singură ce să fac cu el, a răspuns Marina. Mama nu a mai pus întrebări provocatoare și a înțeles că Marina nu mai era o fetiță și că ea va decide cum să continue să trăiască. Și dacă nu se grăbește să găsească curajul, înseamnă că există motive întemeiate pentru asta. Și a grăbi evenimentele este să faci greșeli pe care viața nu le iartă. Admiratorul Marinei s-a dovedit a fi un manager de nivel mediu numit Alexandru. El într adevăr a luptat mult timp pentru afecțiunea ei. S-au întâlnit întâmplător când Marina făcea cumpărături într-un centru comercial. Avea nevoie să ajungă la cutiile de mâncare rapidă, dar erau așezate atât de sus încât a avut dificultăți să le atingă. Și atunci Alexandru trecea pe lângă. Desigur, el a decis să ajute și a luat cinci cutii de pe raftul de sus. Marina i-a mulțumit pentru ajutor, iar apoi nici nu și-a dat seama cum, dar prin conversații au ajuns împreună la ea acasă. De atunci a început o serie întreagă de încercări de a o invita la o întâlnire. În fiecare săptămână, Alexandru suna Marina și o invita la cinema, la discotecă, la cafenea sau la restaurant. Neputând rezista unei astfel de presiuni, în cele din urmă ea a cedat și au început să se întâlnească. Bucurându-se pentru fiica ei, Olga i-a urat fericire, iar după câteva luni, a aflat că Marina și Alexandru au decis să trăiască împreună, cu excepția înregistrării oficiale a căsătoriei. În mod surprinzător, ei au hotărât să facă o seară de familie în sat. Marina nu-i păsa ce credeau despre ea oamenii din sat. Opinia lor nu o mai afecta. Ea știa că poate realiza orice, cu condiția să nu se uite în urmă. Alexandru, așa cum a spus el însuși, a moștenit un apartament cu două camere de la bunica sa. Acolo l-a mutat pe Marina cu fiul ei. Ceea ce este interesant, el a reușit să se împrietenească cu Anton, dar totuși comunicarea cu băiatul avea loc doar în weekenduri. Alexandru adesea lipsea de acasă și părea că nu se grăbește să se întoarcă. Marina a perceput acest lucru ca pe o necesitate, pentru că trăind în oraș de atât de mulți ani, a înțeles de mult că banii nu vin ușor. Dar într-o zi au avut o ceartă între ei. Problema era că Alexandru trebuia să plece urgent într-un alt oraș pentru niște negocieri importante. Așa cum a spus el însuși, bunăstarea familiei lor depindea de asta. Și ghinionul a făcut ca fiul să se îmbolnăvească, avea febră și îl durea stomacul. Alexandru a rămas, chiar dacă se putea vedea că nu era fericit. El a adus personal Marina și Anton la spital, iar în timp ce băiatul era examinat de doctor, el a stat pe o bancă și a murmurat. Toate astea n-au venit la timp, nu puteai să te îmbolnăvești într-o săptămână. Marina era alături de fiul ei și auzea totul, dar nu a început să-și clarifice relația imediat. Într-un spital, în definitiv, și ce ar crede oamenii despre ei. A trebuit să aștepte până când consultația cu medicul se încheie și acesta i-a spus că era o răceală comună, iar durerile de stomac erau din cauza nervilor. După asta, Marina a ieșit din cabinet împreună cu fiul ei și abia a început să se certe cu Alexandru. Ești în toate mințile tale. Și ce am zis eu așa de rău? A încercat să se scuze Alexandru. Între timp, mă grăbeam la niște negocieri importante și primesc bani buni pentru asta, dacă nu ai uitat. Știu, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ți revolți nervii asupra copilului, a răspuns Marina. Am și eu un loc de muncă, apropo, deci nu ești singurul susținător al familiei. Cu toate acestea, disputa verbală a trebuit întreruptă, deoarece a ieșit doctorul în hol și a cerut să nu-și rezolve relațiile acolo. Doctorul a dus-o pe Marina și pe fiul ei în secția de pediatrie. Au fost internați acolo pentru o săptămână pentru a ameliora simptomele răcelii, iar Alexandru a fost nevoit să amâne călătoria. În același timp, a dispărut pentru câteva zile. Marina nu știa unde se află, chiar și telefonul său nu răspundea. Și când soțul ei a apărut, mirosea a parfum de femei. Evident, nu și le-a cumpărat singur. Marina a încercat să afle ce se întâmplă, dar Alexandru a început să strige spunând că nu este obligat să dea socoteală în fața ei. După ce i-au externat, Marina nu s-a întors acasă. A decis să se mute temporar la mama ei. Oricum, aici putea găsi întotdeauna sprijin. Mai ales că mama îi ceruse de mult să-i aducă nepotul. Anton a fost încântat că merg la bunica. Când Marina a întrebat dacă vrea să se întâlnească cu unchiul Alexandru, el a răspuns nemulțumit. Uite, nu vrea să te ajute, țipă, iar eu să vorbesc cu el după asta. Nu, mamă, să-l lase să trăiască singur, iar noi să petrecem timp la bunica. Niciunul dintre ei nu a putut să și imagineze că acea zi va deveni un punct de cotitură în destinul lor. Desigur, Olga l-a întâmpinat pe fica ei și pe nepotul ei cu brațele deschise. În această perioadă, ea și-a pierdut multă putere, dar încă se ținea în picioare. Bându-și ceaiul pe drum, toți au mers împreună la mormântul tatălui. Marina nu-l văzuse timp de doi ani, nu putea să scape în niciun fel. După ce a pus florile lângă monument, s-a întors către mama ei și a vorbit în șoaptă. Simt că familia noastră se destramă. Da, doar jumătate de an împreună și astfel de gânduri, a răspuns Olga dezamăgită poate că a apărut o amantă, ce crezi? Nu, mamă, el nu este în stare de asta, a răspuns Marina cu un glas plin de îndoială. Cel puțin aș ști sigur despre asta. Și în plus, Alexandru este mereu la serviciu, nu are timp să se distreze. Dacă să fiu sinceră, am încetat să mai dormim împreună. Mai exact, el vine atât de târziu încât nu-l aud, iar dimineața pleacă tot de dimineață dar cel puțin reușesc să-i pregătesc micul dejun, chiar dacă nu mai avem timp pentru dragoste. Cuvintele tale mă fac să mă simt inconfortabil, a plâns mama. Chiar este posibil ca relația voastră să fie atât de slăbită? Este o întrebare retorică și nu trebuie să răspunzi la ea. Dar eu voi răspunde, mamă, a replicat Marina. Problema este că el își explică întârzierile la serviciu și presupusele călătorii de afaceri prin necesitatea de a câștiga mai mulți bani. Ai impresia că el este singurul care întreține familia. Deci, am dreptate și el are o amantă, a concluzionat Olga. Mamă, oprește-te cu presupunerile tale și să nu mai vorbim despre asta, subiectul este închis. Într-adevăr, nu au găsit cel mai bun loc pentru a discuta despre problemele familiei fiicei. Plecând la mama ei, Marina a anunțat doar directorul școlii că i-a concediu pe propriul ei cheltuială. I-a lăsat pe soțul ei în necunoștință, pentru a nu-i face probleme. Dar nu știa ce a făcut el în tot acest timp. Alexandru a venit abia în a cincea zi a absenței ei și a încercat să o convingă să se întoarcă acasă. Scuze, draga mea, nu am vrut să te supăr. Îmbinându-și mâinile și șoptind scuze, a spus el nu mai supărat doar pe mine a început marina ai făcut și pe fiul meu inutil în familia noastră pentru tine munca este mai importantă decât faptul că anton este bolnav și are nevoie de ajutorul nostru ah da el nu este copilul tău așa că poți să nu-ți faci griji de ce spui asta am venit aici cu intenții bune a spus el cu regret și a mers spre mașină nu voi insista, dar dacă decizii să te întorci, ușile apartamentului nostru, auzi, al nostru, îți sunt deschise. Fără așteptarea sosirii doamnei Olga și a nepotului ei, Alexandru s-a urcat în mașină și a plecat. Marina doar l-a privit în urma lui și a început să plângă. Nu putea înțelege cine era mai vinovat în această situație. Evident, Alexandru a comis o greșeală, alegându-și munca, dar asta nu era ideea lui, el doar executa ordinele șefilor. Cel puțin așa credea Marina, crezând cu tărie că soțul ei era loial relației lor stabile. După 20 de minute, mama a venit din magazin. Privind-o pe fica ei cu fața udă de lacrimi, a întrebat imediat. El a venit. Da, mamă, și ne-am certat din nou. De data asta ce s-a întâmplat? Nici măcar eu nu înțelesem pe deplin. Răspunse Marina prin lacrimi. Dar mi se pare că m-am rătăcit. Da, Alexandru este vinovat în ceva, dar nu e un motiv să renunț la familie. Probabil că trebuie să mă întorc înainte să fie prea târziu. Marina nu i-a spus totul mamei ei să nu-și imagineze nimic altceva. După trei zile, ea și-a făcut bagajele și a venit în oraș, dar înainte a sunat la soțul ei să-i anunțe că se întoarce. El o aștepta în fața intrării. Bună, scuze că nu am venit eu însumi, serviciu. Vinovată, a spus ea. Nu e nimic, Adrian, mecanicul, ne-a adus la magazin, a răspuns Marina modestă. Apoi hai să urcăm în apartament, a sugerat Alexandru și i-a luat geanta din mâini. Cum a fost surprinsă când au intrat înăuntru? Balonașele erau agățate peste tot și putea simți miros de flori. Uitându-se în bucătărie, Marina a văzut un buchet superb de trandafiri într-un vas de cristal. Nu se aștepta la un astfel de cadou de la soțul ei. Interesant ce ți s-a întâmplat și de ce te-ai îmbunătățit atât de brusc. Nu e nicio și retlic, iubito, am realizat doar că nu pot trăi fără tine, a spus Alexandru rapid. Marina era atât de entuziasmată de gestul soțului ei încât nu a observat nimic suspect. Nu dorea să intre în detalii despre motivul pentru care soțul ei se schimbase atât de mult, deoarece cu puțin timp în urmă el striga și bătea din picioare, dovedindu-și dreptatea. Și acum era o astfel de imagine, un eveniment atât de colorat. Pe această notă, Marina i-a iertat toate greșelile și chiar și faptul că de câteva ori a văzut urme de ruși pe cămașa lui. A început o nouă etapă a relației lor, dacă se poate numi așa. Marina continua să fie indulgentă cu întârzierile soțului ei și chiar și cu faptul că uneori pleca brusc pentru câteva zile. Nici măcar nu-i trecea prin cap să-l întrebe cu ce se ocupă cu adevărat, el fiind doar un manager și atât, dar ce anume face. De aici vin și toate prejudecățile care se strecurau uneori în subconștientul ei. În același timp, erau și alte griji care cereau atenție. Recent, mama venise și ceruse să stea o săptămână. I se descoperise diabetul zaharat și trebuia să treacă printr-un examen complex. Evident, Marina nu putea refuza, iar soțul ei chiar a tăcut, spunând că se va întârzia la serviciu și nu-l va deranja nimeni. Din nou, tonul de nemulțumire s-a auzit de parcă el făcea o favoare. Neașteptat, a venit și mama lui Alexandru. Soacra lor nu-i răsfăța prea des cu prezența ei, așa că Marina a fost chiar surprinsă când Tamara a venit în vizită seara. Marina acum a înfrumusețat. A spus ea direct de la ușă. Am gândit că aspectul rustic de la țară îți va fi de folos. Întorcându-se către soacra sa, ea a continuat și vă mulțumesc, Olga, că ai primit-o pe Marina în casa ta. E greu de spus ce a fost, dar după tonul conversației, se putea observa că soacra ei era încântată. Acum era clar în cine se îndrepta Alexandru. Cum se spune, mărul nu cade departe de pom. Punând ceaiicul pe aragaz, Marina i-a invitat pe toți să se așeze la masă. Am copt un tort de mere, așa că să gustăm desertul. Stând unul în fața celuilalt, Tamara și Olga s-au fixat într-un punct. Se uitau la Anton, care era așezat în fotoliu și citea o carte. Și bine că băiatul nu a văzut asta, altfel nu i-ar fi plăcut deloc. După degustarea tortului, Tamara s-a adresat Marinei cu o propunere. Ascultă, hai să facem așa. Dacă Alexandru începe din nou să-și arate caracterul, sună-mă imediat. Și nici nu încerca să te contrazici cu el, în această stare el este imprevizibil. Nu, mai bine să vină la mine, cel puțin așa e mai liniștit, a obiectat Olga. Nu mi-ar plăcea ca fiica mea să tremure de frică. Sau poate crezi că Marina se agață de apartament. Nu, asta nu am avut în vedere, a spus Tamara. Nu mă refeream la așa ceva. Trebuie doar să găsim întotdeauna un compromis, și nu să fugim de acasă la primul obstacol. Nu-i așa, Marina? Marina a dat din cap cu neplăcere, dar a adăugat imediat: Nu trebuie să fugim. Dar nici să ne comportăm ca și cum suntem șefi în familie nu este o idee bună. Noi câștigăm împreună și eu nu l-am acuzat niciodată că trăiește din banii mei. E bine așa. Cred că conflictul s-a terminat, a spus soacra și a început să se pregătească să plece. Mă întorc acasă, nu voi mai sta mult. Și dacă nu-ți deranjează, Marina, să nu-i spui lui Alexandru că am venit. Marina nu știa ce să înțeleagă de aici. Dar a respectat rugămintea și când soțul a venit acasă de la serviciu, nu i-a spus despre vizita mamei sale. Cât de naiva a fost să creadă că soțul nu știe nimic, când el, se pare, știa tot ce se întâmplă în apartamentul acela. După câteva săptămâni, el a plecat din nou într-o călătorie de afaceri. La prima vedere, nimic neobișnuit, dar după o zi Marina l-a văzut în fața supermarketului. El ieșea din mașină și vorbea la telefon cu cineva. Soțul nu a observat-o pe Marina, deși ea nu a încercat să se ascundă. Probabil era atât de ocupat încât nu se uita nici măcar în jur. Și trebuie să recunoaștem că Marina a avut răbdare. Nu s-a aruncat la el și nu a încercat să afle cum a ajuns acolo. Din potrivă, Marina a decis să aștepte până când el va veni acasă. Tot timpul acesta ea a pregătit un discurs. I se părea că de data aceasta va reuși să afle adevărul întreg. Dar totul a mers altfel. Alexandru a venit, dar nu a apucat să intre în apartament, a plecat imediat. Și abia după o oră a sunat și a spus că are treburi urgente. Dar cum să nu-l certe după asta, se gândea Marina. Răbdarea era pe sfârșite, nici măcar nu trăiau împreună de un an. Marina regreta că s-a legat de el. În același timp, mai rămânea o mică speranță că soțul se va schimba. Cel puțin Marina încă voia să creadă asta. Totul se întorcea în ea la gândul că va trebui să se despartă. Alexandru nu ar pierde nimic, în timp ce ea va trebui să-și găsească din nou un loc de cazare sau, în cel mai rău caz, să se întoarcă la mama în sat. A doua variantă nu părea foarte încurajatoare și Marina a hotărât să lupte până la sfârșit cu escapadele soțului. Dar totul s-a schimbat când, într-o zi, a găsit în cutia poștală o scrisoare. De obicei, soțul verifica corespondența, dar din cauza presupusei sale munci, uita de aceste obligații. Și ce surpriză a fost când a citit expeditorul scrisorii. Era de la serviciul de securitate al băncii. Dar ce interesant, scrisoarea fusese trimisă pe numele ei, deși nu era înregistrată în acel apartament. Încercând să-și amintească de unde provine și despre ce credit era vorba, Marina a început să-și revizuiască documentele. Erau toate la locul lor și unde să dispară, dacă în ultimul timp nu a încheiat nimic serios. Și apoi, în mod neașteptat, informația a apărut în mintea ei. Alexandru i-a cerut pașaportul când a vrut să discute despre casă. Soțul chiar a vorbit despre asta acum patru luni. Atunci se lăuda că în curând vor putea trăi în natură și chiar i-a arătat o casă care era vândută la un preț redus. Dar Marina nu i-a dat importanță, considerând că soțul pur și simplu fantază. Cu toate acestea, el nu s-a oprit și a propus să înceapă să pregătească documentele. Marina a fost de acord, dar din cauza ocupării ei la școală, nu a putut merge cu el la diverse birouri. Alexandru a spus că se va ocupa el de toate, iar de la ea va avea nevoie doar de pașaport și încă un document de identitate. Marina nu avea permis de conducere, așa că a dat certificatul de asigurare auto. Cel mai probabil, în acel moment, soțul a încheiat un credit pe numele ei. Dar a acționat într-un mod secret, pentru că ea nu a bănuit nimic. Citind din nou scrisoarea care a venit pe numele ei, Marina a aflat că exista un rest de plată la credit de exact patru luni. Și dacă adun suma datoriei și dobânzile acumulate, rezulta o sumă mare. Marina nu avea aci bani și nu putea să-i obțină de niciunde. Trebuia să-l confrunte pe soț și să-i ceară explicații. Și el nu a făcut-o să aștepte mult. A apărut în mijlocul nopții și a spus că între ei totul s-a terminat. Și apoi a mărturisit cu tupeu că a cheltuit banii pe amanta. Da, Marina, asta am făcut, strigă Alexandru. Ce-ai să faci, voia să-i Marina, dar s-a abținut. Știu ce crezi despre mine, dar nu mi-a păsat, a continuat Alexandru și a fluturat mâna, închizând ușa de la intrare. Și așa, nici măcar nu a trecut un an, iar fericirea lor conjugală s-a spulberat ca un geam spart. Mama avea dreptate când vorbea despre Amanta. Degeaba Marina nu i-a crezut atunci. Se pare că acum nu ar fi trebuit să stea și să asculte toate acele orori. Alexandru s-a dovedit a fi o persoană rea. El a atacat pentru a umili și călca în picioare pe cineva apropiat lui. Marina a strâns lucrurile în grabă și a părăsit apartamentul. A trebuit să apeleze de mai multe ori numărul de telefon până când mama a răspuns. Ascultând vocea plânsă a fiicei, Olga a înțeles totul. Vino acasă, gata, ai suficient, te-ai îngrășat în familie. Și din nou Marina a trebuit să-și ia concediu pentru a rezolva toate problemele. Noroc că directorul a fost înțelegător și nu a refuzat. El a avut o atitudine loială față de Marina și întotdeauna a ajutat când a fost nevoie. În plus, el știa din proprie experiență cum este să crești singur un copil. Și nu-l considera pe Alexandru un tată demn. Probabil că era destul de familiarizat cu familia aceasta și nu avea așteptări bune de la ei. Marina a locuit la mama ei timp de două săptămâni, până când a găsit o nouă locuință. În tot acest timp, ea și-a revenit. Îți închipui, mi-a mințit că apartamentul a fost moștenit de la bunica lui, li povestea ea. Dar cum așa? La prima vedere, părea un tip decent, răspundea uimită Olga. Da, asta e, un tip decent, dar a făcut o înșelătorie atât de mare încât nu mi-ar fi trecut prin cap în vis, continua Marina. Nici măcar nu știu ce să fac cu acest credit. Am trăit cu el într-o uniune de fapt, iar toate plățile cad pe umerii mei. Dragă, desigur, voi ajuta cu bani, dar tot nu vor fi suficienți, a oferit ajutorul ei mama. Nu este nevoie, mai bine țineți banii pentru tine, poate vei avea nevoie de ei pentru medicamente, refuza Marina. Voi încerca să împrumut de la cunoștințe, în cel mai rău caz, voi returna din salariu. Olga nu putea să-și imagineze ce o așteaptă în viitor. Alexandru a adormit vigilența ei atât de abil încât a reușit să obțină un credit solid la bancă. Și cum a reușit să facă asta fără permisiunea ei? Evident, prin intermediul unor oameni de paie, dar unde să-i găsească, numai Dumnezeu știe. Și acest maldăr de apartament, care de fapt nu-i aparținea. El pur și simplu a plătit în avans un an de chirie și a făcut ca moștenirea de la bunica să pară reală. Nimeni nu o mai înșelase într-un fel atât de înșelător, iar ea, naivă, a crezut că a găsit dragostea vieții ei. Marina și-a amintit și de momentul în care vorbea la telefon cu prietenele ei și le spunea ce soț bun are, chiar le trimitea o fotografie a lui pe telefon. Dar prietenele ei, într-un glas, o asigurau că a făcut o alegere greșită. Ce le avertizat atunci, Marina nu a înțeles. Dar se afla la începutul fericirii sale conjugale și nu voia să sperie norocul. Prin urmare, a fost sceptică față de suspiciunile prietenelor. Cine știe cu cine se întâmplă, poate că le-au invidiat. Marina se străduia din toate puterile să consolideze relația cu Alexandru. De aceea nu a ascultat sfaturile doamnei Olga și Nataliei. Și totuși, dacă ar fi folosit puțin rațiune și nu ar fi crezut orbește în tot, nu ar fi ajuns în situația în care se află acum. În ceea ce privește creditul, nu a găsit bani de rambursat de la cunoștințe. Toți aveau propriile lor probleme. Mama a propus să vândă casa, dar Marina i-a interzis strict acest lucru. Nu îndrăzmi, mamă, nu mi-aș ierta niciodată asta, protesta ea. Dar tu oricum nu vei găsi banii necesari, o implora mama. Și ce? Ce pot face ei cu mine? Voi găsi o soluție, nu este pentru prima dată când mă confrunt cu dificultăți. Marina începea să-și plătească o parte din salariu. Dar acești bani erau suficienți doar pentru a acoperi dobânzile. Până în acel moment, Alexandru dispăruse din oraș. Nu apărea la mama sa, nu răspundea la telefon. Cu inima strânsă, Marina s-a adresat poliției dar acolo i s-a răspuns că dacă totul a fost făcut în conformitate cu documentele ei și au semnături acolo, atunci totul este considerat legal. Disperarea o apăsa și mai mult și trebuia să se străduiască din greu să-și facă capul de cheltuiel măcar să se închidă. În cele din urmă, Marina s-a adresat mamei lui Alexandru. Dar aceasta a răspuns că nu are nimic de a face cu afacerile lui și a cerut să nu o mai deranjeze. Prin miracol, totuși, investigatorul căruia Marina i-a înmânat plângerea a deschis un dosar și chiar a declarat că Alexandru este căutat. Acum trebuia doar să aștepte să-l prindă și să recupereze toți banii. Marina se pregătea pentru schimbări majore în viața ei. Colegii ei de muncă i-au ajutat să strângă o parte din bani, dar nu aveau cum să facă un miracol pentru a plăti integral creditul. Marina se gândea să se adreseze direct băncii și să încerce să le convingă să anuleze datoriile. Dar cine ar face asta? Creditorii nu sunt oameni proști pentru a ierta astfel de sume de bani. Dacă ar fi fost în favoarea tuturor, ar fi dat faliment de mult. Timpul trecea, iar problema datoriei nu dispărea. Ba chiar creștea ca o bulgărească de zăpadă. Dobânzile creditului adăugau și mai multe plăți. Marina reușea doar să aducă sume modeste. Trebuia să-i explice fiului ei de ce nu poate să-i cumpere încălțări noi. Și el înțelegea și adesea vorbea urât despre Alexandru. În acele momente, Marina nu-l oprea, realizând că este în zadar. În vacanța de iarnă, doreau să meargă împreună în sat la mama. Dar Olga a venit în vizită singură și nu cu mâinile goale. A adus o întreagă geantă de provizii cum ai știut că doream să petrecem vacanța la tine? A spus mama cu voce întreruptă. Mamă, de ce ai venit în oraș iarna? A întrebat surprinsă Marina. Ei bine, draga mea, am vrut să vă văd și să mă odihnesc și eu, a răspuns veselă. Dar nu-ți face griji, casa are pe cineva să aibă grijă de ea. Olga a rugat-o pe vecina noastră, o știi, ea s-a ocupat de tine din copilărie. Exact, îmi amintesc, avea cele mai dulci pere de pe strada noastră, a râs Marina și s-a gândit pentru o clipă. Marina s-a simțit ca și cum s-ar întoarce în copilărie, unde nu era griji și probleme. Aveau jocurile lor, locuri și cărări secrete, nimeni nu se întreba de mâncare și unde să doarmă. De asta se ocupau părinții lor, iar ei se bucurau de copilărie într-un mod vesel și fără griji. Adevărul e că, odată cu timpul, sarcinile au crescut, dar totuși erau confortabil sub acoperișul mamei și al tatălui. Acum, asta lipsea și trebuia să obțină totul singură. Dar destinul a acționat în mod nedrept cu ea, lovind-o la fundul sacului. Mai întâi a adus-o împreună cu un om frumos și tânăr, iar apoi a făcut ca el să o trădeze și să o părăsească. Marina chiar s-a răcit la gândul acesta. Doamne, totul se repetă din nou, am trecut deja prin asta. Ea și-a amintit de majordom, de la care a născut pe Anton. La început, el s-a jurat în iubire, dar totul s-a terminat rapid când s-a aflat că este însărcinată. Așa s-a întâmplat aproape la fel cu Alexandru, cu câteva ajustări financiare. Această persoană a fost chiar mai șireată, nu numai că a abandonat-o, dar i-a lăsat și datoriile. Marina s-a trezit într o situație nefericită și dacă nu ar fi fost mama ei, nu se știe cum s-ar fi încheiat totul. Ascultă, fiică, unde este atelierul de bijuterii din zonă? A întrebat mama neașteptat. În cartierul de aici, fără nicio gândire, a răspuns Marina. Și de ce, dacă nu e un secret? Da, așa vreau să duc valorile noastre de familie să le repar, a răspuns calm Olga, scoțând din geantă două broșe de aur. Asta a rămas de la străbunica. A spus surprinsă Marina. Credeam că le-ai vândut de mult, având în vedere că am avut dificultăți financiare o perioadă, abia ne descurcam de la o zi la alta. Așa este, draga mea, ne-am descurcat cum am putut, a răspuns mama. Dar eu pur și simplu făceam schimburi suplimentare, așa că ne-am ținut. Nu puteam să vând aceste broșe, sunt prețioase, ca o amintire, și atunci nu era momentul potrivit pentru asta. Ce vrei să spui? A întrebat cu prudență Marina. Ei bine, voiam să-ți le dau la nunta ta, a ezitat Olga. Dar tu nu te-ai căsătorit. Această experiență de viață în familie nu o consider, nu ți-a fost de folos. Și iartă-mă că nu am văzut în acest om trădător. Ah, lasă, mamă, ce a fost, a fost. De altfel, l-au dat în căutare, poate îl prind și atunci nu va trebui să plătesc pentru credit. Olga a dat din cap în semn de aprobare și a pus imediat valorile înapoi în geantă. Marina nu a observat nimic neobișnuit în întrebarea mamei despre atelierul de bijuterii. Broșele arătau într-adevăr neprezentabil și necesitau o mică reparație. Dar era vorba despre aur și avea valoare în orice formă, doar problema era prețul. Marina a realizat asta abia în a treia zi, când mama ei a avut timp să meargă acolo de mai multe ori. A înțeles că mama ei vrea să o ajute cu creditul și este dispusă să vândă chiar și valorile de familie. Desigur, Marina nu voia să facă astfel de sacrificii pentru salvarea ei. De aceea a urmărit-o pe mama ei și când a văzut că vizitele ei nu au legătură cu atelierul de bijuterii, ci se îndreaptă direct către casa de amanet, a întrerupt imediat orice încercare ulterioară de a negocia vânzarea broșelor cu evaluatorii impertinenți și nepoliticoși. Olga a fost șocată când a găsit-o pe fica ei în interiorul casei de amanet. Ce faci aici? Asta voiam să-ți întreb și eu, mamă, a întrerupt-o Marina. Da, se pare că va trebui să mergem acasă și să discutăm acolo. Refuzând să vândă broșele, Olga a plecat în urma Marinei. Fica ei a tăcut pe tot drumul când au mers cu autobuzul și abia acasă a izbucnit în strigăte. Cum ai putut decide așa ceva? și ce puteam să fac. A plâns Olga. Am înțeles că nu te-ai fi putut achita singură de credit. Dar eu am depus o plângere împotriva lui Alexandru, a început Marina. Nu-mi spune așa ceva, fiică, a răspuns mama ei cu un zâmbet pe față. Nimeni nu îl va căuta. Ei doar dau aparența că lucrează. Au nevoie de un raport pentru bonusul trimestrial, așa că își pun doar praful în ochi. Și din nou Marina a fost adusă cu picioarele pe pământ, de data aceasta scăldată într-o duș rece și adusă la simțire. Ea înțelege că acestea sunt doar fanteziile ei, pe care ar fi mai bine să le abandoneze. Mama are dreptate, poliția nu îl va căuta pe Alexandru dacă nu au un interes în asta. Nu este greu de ghicit că pentru a accelera căutările ar trebui să mituiască, dar Marina nu avea bani nici pentru astfel de cheltuieli. Și acum ce? Ce să facă în continuare? Din nou, necunoscut. S-a ajuns la un cerc vicios din care nu se putea găsi o ieșire. Era bine că a reușit să salveze valorile de familie, Marina nu ar fi putut să permită mamei ei să le vândă. Inima ei nu ar fi suportat asta. Dar problemele cu datoriile trebuiau rezolvate într-un fel. Gândul că trebuie să meargă în bancă, totuși, a revenit. Mai erau doar șase zile până la sfârșitul vacanței de iarnă, iar Marina a decis să dedice acest timp unei vacanțe de pline în cercul familiei. Olga a sunat vecina în caz de ceva și, asigurându-se că totul este în regulă acasă, s-a liniștit complet. Au sărbătorit Crăciunul împreună, au cântat colinde. Anton a văzut pentru prima dată ce înseamnă să cânți colinda și să primești în schimb un cadou dulce. Toate grijile au trecut pe plan secund. Nu puteau rezolva nimic în timpul sărbătorilor, deci de ce să-și strice starea de spirit? Marina pregătea feluri principale și salate, iar mama făcea plăcinte. Era un du destul de bun. Și așa, întreacât, Olga a început din nou să vorbească despre întoarcerea fiicei în sat. Mamă, te rog să nu mai atingem acest subiect, a cerut Marina. Ți-am spus deja motivele pentru care nu vreau să mă întorc acolo. Da, știu, draga mea, dar îmi doresc să te văd lângă mine, a spus Olga visătoare. Să-mi nepotul în brațe cât am forțe, să-i ajut cu temele și să-l hrănesc cu plăcintele delicioase. Auzind de plăcintele, Anton a vrut și el să se alăture conversației. Este adevărat, bunica, îmi plac foarte mult plăcintele tale. Cine s-ar îndoi, iubitor de dulciuri, a râs Marina, dându-i o palmă pe cap. Bun, nu vom insista, a rezumat Olga va veni timpul și voi decideți singur ce este mai bine pentru voi. Dar cred că visul meu se va împlini și vom fi din nou împreună. Dacă ceva, acesta este dorința ta de Crăciun, a spus cineva. Cine ar fi crezut că miracolele se împlinesc? Iată că o simplă dorință de a trăi împreună ca o familie are atât de multă sinceritate și bunătate în ea. Dar cum să refuzi dorinței doamnei Olga? Desigur că nu se putea. Și destinul a decis să răsplătească eforturile ei. Nu degeaba a decis să vândă broșele de familie. Inima unei mame simte totul și nu o poți face să tacă. Au trecut ultimele zile ale vacanței de iarnă și trebuia să meargă la bancă. Marina s-a pregătit în prealabil pentru faptul că îi se va refuza ajutorul. Știa despre astfel de cazuri, oamenii se găseau în situații dificile, nu puteau plăti creditele, iar băncile nu le reduceau plățile lunare le era indiferent de unde să ia oamenii săraci banii. Mama s-a întors în sat, dar a cerut să fie ținută la curent cu toate evenimentele legate de datorii. Olga a dat de înțeles că broșele sunt încă la ea și pot fi vândute oricând. Cu toate acestea, Marina a răspuns cu hotărâre, nu, mamă, și punct. Bine, draga mea, dar amintește-ți că sunt mereu cu tine. Cu acest gând, Marina a venit la bancă într-o dimineață de vreme în ianuarie. Nu era atât de multă lume acolo, probabil încă dormeau. Luând un tichet, ea a început să aștepte să fie chemată. Stând pe o canapea moale, Marina se gândea mereu la ce să spună managerului pentru a-i câștiga mila. Nu avea de gând să verse cu adevărat lacrimi în fața lui. Nu o va asculta, va cere doar securitatea să o scoată afară. Când a venit rândul ei, Marina s-a ridicat de pe scaun și s-a apropiat de masa managerului. Managerul a privit-o atent prin lentilele subțiri ale ochelarilor și a spus: Bună ziua, suntem bucuroși că ați venit la noi. Aș dori să discutăm despre reducerea datoriei de credit. Marina a început timid. Aha, deci asta e, a murmurat managerul, dacă aveți dificultăți financiare, putem să discutăm un plan de restructurare. Dăm documentele tale și contractul de credit. Marina a scos toate hârtiile din plicul de credit pe care le avea acolo și apoi a scos pașaportul din buzunarul interior. Acestea sunt toate documentele pe care le am în mână, a spus ea. Managerul s-a concentrat asupra contractului și l-a studiat atent. Și cu fiecare cuvânt citit de el, devenea clar că nu îi va fi de niciun ajutor. Managerul a ridicat din numeri și a vorbit aspru și nemulțumit, deci aveți întârzieri mari la credit. În plus, au fost acumulate dobânzii considerabile. O restructurare nu vă va ajuta, doar rambursarea completă a datoriilor sau confiscarea bunurilor prin instanță. Ce ar trebui să fac? A plâns Marina, am un copil în brațe, salariul nu este atât de mare, iar singurul meu bun este mobilierul, pentru că trăim într-un apartament închiriat. Ei bine, nu sunt un mecenat și nu pot ajuta cu nimic, a răspuns managerul uscat. Marina s-a ridicat de pe scaun și s-a îndreptat încet spre ieșire. Și chiar în acel moment se pare că managerului i-a venit o idee. Așteptați, puteți să vă adresați directorului băncii. Și ce, el îmi va plăti creditul? A întrebat Marina fără speranță de a primi un răspuns pozitiv. Ei bine, nu pot spune nimic despre asta, dar el ajută adesea oameni cu probleme similare, a zâmbit managerul și a arătat către ușa directorului. Marina s-a apropiat de ușă și a bătut ușor. După un minut, secretara a ieșit. Bună ziua, doriți ceva? Managerul dumneavoastră mi-a spus că pot vorbi cu directorul, a răspuns Marina nesigură. Înțeleg, va trebui să mai așteptați un pic, a spus secretara. Nicolae are o ședință și va fi disponibil în aproximativ o oră. Bine, dacă îmi permiteți, voi sta aici, a indicat Marina către masa lângă birou. Da, vă rog să vă aduc o ceașcă de cafea. Nu, nu este nevoie, altfel mă voi încurca când voi vorbi cu directorul, a glumit Marina despre propunerea ei. Acele 60 de minute i s-au părut o eternitate. Marina a încercat să nu adormă și a urmărit mereu cum angajații băncii umblă încoace și încolo. Încet, oamenii au început să vină, fiecare cu propriile lor probleme. Unii s-au apropiat de manageri, alții au plecat. Marina a privit ceasurile de perete întrerupt, numărând minutele. Acele de ceas se mișcau atât de încet încât părea că s-au oprit. În mintea ei însă se perindau gânduri unul după altul. La început, ea voia să-și verse întreaga inimă în fața directorului pentru ca el să decide soarta ei, dar apoi a renunțat la această idee. El nu era psiholog și nu era obligat să asculte lamentările ei pline de lacrimi trebuia să abordeze în alt fel problema ștergerii datoriilor. În cele din urmă, ședința s-a apropiat de final. Oamenii în costume scumpe au început să iasă din biroul directorului cu dosare în mână. Secretara a reapărut și a spus cu o voce tandră, puteți intra, Nicolae vă așteaptă. Marina s-a ridicat și s-a îndreptat spre ușă. În acel moment, i-au început să-i tremure picioarele și aproape că a căzut. Noroc că secretara era lângă ea și a apucat-o de mână. Calmează-te, directorul nostru este o persoană bună, cu siguranță te va ajuta. Aprobându-i cu capul, Marina a trecut pragul biroului. În fața ei se afla un birou masiv din lemn de stejar, iar în scaunul de la celălalt capăt se afla un bărbat în vârstă mijloce, apropiat de vârsta ei. Privind mai atent, Marina aproape că s-a speriat de surpriză. Au trecut mai mult de 10 ani și el aproape că nu s-a schimbat deloc. Aceeași coamă de păr, nasul cocoșat și acel zâmbet. După atâția ani, ea l-a reîntâlnit pe cerșetorul de la gară, căruia i-a dat atunci ultimii bani pentru un bilet. Și acum el era în fața ei, în scaunul de director al băncii. Uite ce destin cum s-a întors, a spus Marina cu admirație. Scuze, doamnă, despre ce vorbiți? A întrebat directorul neînțelegător. Ei bine, gară, bani pentru bilet, conductoritarea și o fată tânără. Directorul a roșit de surpriză. Marina, nu se poate, ești tu. Probabil că da, doar după 10 ani, a glumit ea. Ridicându-se de pe scaun, directorul i-a luat-o în brațe și a strâns-o strâns. -o strâns. Copălșită de emoții, Marina nu a rezistat și și-a bătut și ea pe umăr și a spus, așa e, Nicolae, nu te gândești la nimic și viața îți oferă surprize. Nu, sincer, am sperat că ne vom întâlni din nou. Să-ți spun drept primele două luni pentru că voiam să-ți returnez banii și să-i dau părinților tăi. S-au certat atât de tare când au aflat că am ajutat un cerșetor. Am descris chiar cum arătai și de ce ai avut nevoie de bani. Iartă-mă, Marina, aveam în plan să vin, dar circumstanțele m-au forțat să amân călătoria pentru o vreme. Apoi am fost ocupat și am uitat cu totul. Ascultă, Nicolae, dar nu ai spus niciodată de ce ai rămas fără bani. Cu grijă, a întrebat Marina. Totul se datorează faptului că sunt fiul unui bancher important, a început el și au fost răpiții pentru răscumpărare. Mi-au luat tot ce am avut, telefonul, banii, doar pașaportul l-au lăsat de ceva motive. Am reușit să fug și prima dată am mers la poliție, dar nu mi-au crezut și m-au alungat, spunându-mi să nu mai vin murdar și boschetar. Nici nu trebuie să spun că arătam neplăcut, a râs Marina. Bine, bravo, te laud pentru simțul umorului, a observat Nicolae. Deci, fără bani și telefon, am decis să mă întorc acasă. A trebuit să vin la gară și să cer bani oamenilor. Și, mulțumită lui Dumnezeu, te-ai aflat pe drumul meu, îți voi fi veșnic recunoscător. Chiar așa, a clătinat Marina din cap. Da, adevărat. Apropo, ce ți s-a întâmplat ție? Nu cred că clienții băncii vin la mine pentru conversații mondene. Ei bine, acum că ești director, voi încerca să-ți expun problema mea. Cu un suspin greu, a spus Marina și a povestit lui Nicolae tot ce i s-a întâmplat în ultimii 10 ani. În cele din urmă, a cerut ajutor în privința datoriilor de la credit, deoarece a fost victima unui escroc. Nicolae a stat puțin pe gânduri, apoi l-a chemat pe secretar la el. Irina, vă rog să-mi aduceți dosarul de credit al Mariei Crălăva. Secretara s-a retras, iar după 10 minute, managerul a intrat în biroul directorului. Aici este tot, Nicolae. Așezându-i dosarul pe masă, acesta s-a retras imediat. Răsfoind hârtiile, directorul a examinat toate detaliile contractului de credit și, desigur, nu a putut să nu înțeleagă problemele prezente acolo. Cu toate acestea, după cinci minute, a renunțat la citire și a spus, voi ajuta cu creditul, mai ales că îți sunt dator în multe privințe. Mulțumesc, Nicolae, ai fost ultima mea speranță, a răspuns Marina cu bucurie. La fel ca și tine atunci când mi-ai ajutat să-mi iau biletul și ai plătit conductorului să mă lase în tren. După câteva zile, Nicolae a venit singur la ea acasă. A adus vești bune. Am discutat cu tatăl meu, i-am povestit despre tine și a dat undă verde pentru închiderea creditului. Nu mai ai nicio datorie. Dar există o problemă. Care? Doar nu spune că fiul meu și viitorii lui copii vor plăti acest credit. Nu, nu-ți face griji, asta cu siguranță nu se va întâmpla, a răspuns Nicolae râzând. Ne-am alăturat căutărilor pentru Alexandru, iar acum el este debitorul nostru, așa că scuză-mă, dar nu-l vom lăsa în pace atât de ușor. Ah, deci asta e, a zâmbit Marina, e bine, luați-le pe el și tot ce are, și dacă îi scoateți toți banii, să știe cum să înșele femeile încrezătoare. De fapt, am verificat informațiile și s-a dovedit că nu ești prima pe lista acestui escroc de căsătorie, a continuat Nicolae, dar cred că va face o greșeală undeva și va cădea în mâinile poliției. Problemele cu datoriile au fost rezolvate și Marina a putut respira în sfârșit ușurată. Nu mai trebuia să se gândească de unde să găsească bani pentru a plăti creditul. Marina nu putea să nu împărtășească această veste bună cu mama ei și ea a promis că va veni în curând să-i mulțumească personal lui Nicolae. Între timp, salvatorul Marinei a invitat-o pe ea și pe fiul ei la un restaurant, dorește să-i trateze cu bucătăria franceză delicioasă. Nu gândi nimic rău, Marina a încercat să se justifice Nicolae. Totul e în regulă, nici nu m-am gândit la așa ceva, l-a liniștit Marina. În acea seară, Nicolae i-a mărturisit afecțiunea sa, i-a spus că încă de atunci a observat cât de frumoasă era ea cu adevărat. Dar evenimentele s-au desfășurat rapid și a trebuit să se grăbească. În schimb, acum nu mai erau grăbiți de nimeni și puteau vorbi despre totul. Marina a răspuns în mod reciproc și a făcut să se înțeleagă că este pregătită pentru o relație, doar că a pus condiția ca aceasta să fie bazată pe încredere reciprocă. Curând a venit și Olga, ea a vrut să-l întâlnească personal pe bărbatul pentru care fiica ei a donat ultimii bani acum 10 ani. Nicolae i-a plăcut și ea a declarat că ar dori să aibă un astfel de ginere. Sugerarea a fost luată în serios și în curând Nicolae i-a făcut Marinei o propunere. Și în acest caz, ea a răspuns afirmativ, deoarece nu ar fi putut găsi o candidatură mai bună. Cu atât mai mult, Anton l-a acceptat cu încredere, iar fiul ei a învățat să-și dea seama de oameni. El a spus că mama va fi în siguranță cu Nicolae. Marina a ascultat cu atenție cuvintele fiului ei și a hotărât să își unească destinul cu el. În plus, căutările pentru Alexandru au avut succes și l-au prins în curând în timp ce încerca să comită o altă escrocherie. Se pare că victima potențială a fost o persoană deșteaptă și nu s-a lăsat înșelată. El este amenințat acum cu o pedeapsă semnificativă pentru toate manevrele sale financiare. Marina și Nicolae se pregătesc pentru nunta lor și chiar au început să considere posibilitatea de a avea un copil împreună. Dar asta nu e tot. Nicolae a sugerat să cumpere o vilă pentru întreaga familie și chiar lângă satul lor natal. Se pare că visele doamnei Olga încep să se îndeplinească. Și în curând, toți vor trăi împreună.